sună așa, Zero Libaz. Nu face parte din redacția Zero Libaz, deși de luna viitoare, probabil că da, dar din punct de vedere al editorului, ca să zic așa, lui e senior editor pentru ceva mai mare. Și mă va ajuta, cred că și la partea de corectură a Zero Libaz, este mare, mare nevoie și sunt de mare căutare. Îl invit aici alături de mine pe Gabriel Ursu. Eu recunosc că aici mi-e bine foarte greu să vorbesc, să spun ceva despre scritura lui și o să-l las mai pe el să vorbesc, eu doar atât am să spun. Mă bucur că te-am cunoscut, mă bucur că ești alături de Zero Libaz. Ne-am cunoscut întâmplător cum se întâlnesc tinerele condeie și aici Magdalena fiind de față, pot să spun că eram în sală, ne-am întâlnit într-un pat și uite așa s-a născut o colaborare literară sau ocazie de rea, cum vreți să spuneți. Lăs pe Gabriel să se prezinte pentru că sunt convinsă că are bine să vă spună. Mulțumesc! Primul rând, după ce eu recunosc, nu vedeam, scurt. Mi se spune Gabriel Tărăli, pălărie și sunt scriitor. De fiecare dată când spun asta, lumea se uită la mine și spune, bun, ești scriitor, așa că ce ai publicat? Din păcate, în momentan nu pot să vorbesc sau să răspund pozitiv la această întrebare, dar permiteți-mi să vă explic de ce mă consider și de ce îmi iau titlul de scriitor atât de înserios și... La începutul liceului am descoperit o activitate bizară. Mi-am dat seama că pot îmbina cuvinte între ele, astfel încât vor rima. Era excelent la vârsta aceea. 4 ani de zile cât a fost liceul, am reușit să-mi exprim sentimentele într-o metodă care nu atrăgea atenția și mă făcea pe mine să mă simt mai bine. Am terminat liceul și am descoperit o altă activitate bizară. Poți combina cuvintele astfel încât să spună ceva, nu doar în versuri, ci sub formă de poveste. Asta se întâmpla undeva la mijlocul 2012. N-am făcut nimic public până la începutul de 2013, când într-o noapte albă și din prea mult timp liber, am deschis blogul cuvinte din pălărie.com. Era o metodă extraordinară de a îmi face publică, de a face publice încercările pe care sunt încă mână. Dând pe repede înainte, pe 7 noiembrie 2014, țin să menționez că am doar 21 de ani, deci sunt un tânăr adult, ca să zic așa. Deci, dând pe repede înainte, pe 7 noiembrie 2014, am zis poate cele mai importante cuvinte din viața unui tânăr adult. Dau demisia. Eram într-o slujbă oarecare, cu un salariu oarecare de om oarecare și la un moment dat n-am mai rezistat, am considerat că mi-ajunge, și mi-am dat seama că mai bine fac ce-mi place. Și am plecat de acolo. Era minunat, mă simțeam invincibil, adică, mă duc, urmăresc visul meu de a fi scriitor, voi scrie, voi face ceva legat de artă. Era foarte bine. Sună ca într-un film, dar după aceea am avut realitatea. Când mi-a auzit mama intențiile, efectiv am simțit cum mi se moaie picioarele și începe să plângă, dar fel la 350 de km distanță. Bunica, în momentul în care mi-a auzit ceea ce vreau să fac, s-a luat la față și s-a pus jos, adică era distrusă. Acum e mai bine, mă încurajează, îmi spune că ai să plângi în punct după miseria. Bunica. Așa că, nu contează că încă n-am dat piept cu editurile, încă n-am o carte pe care să-mi scrie și mie numele acolo, Gabriel Ursu sau Gabriel Pălărie, așa cum îmi place și cum mă mai știe lumea. Nu contează asta, important e că de fiecare dată când pun pixul pe foaie sau degetele pe tastatură, încerc să las o parte din mine în acele cuvinte și pentru mine asta înseamnă să fii scriitor, nu neapărat să public și să fii cunoscut și să particip la tot felul de concursuri, deși na, ajută, e frumos, într-adevăr. Dar suficient cu vorbele astea despre mine, am aici un fragment dintr-o poveste mai mare, ca să-i zic așa, pe care încerc să o termin mai devreme sau mai târziu, deci, dacă îmi permiteți,